Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Constructori credincioși. Textul de memorat îl găsim în Neemia, capitolul 2, cu versetul 20 și îl rugăm pe Joshua să ne-l spună. Dumnezeul cerului lor ne va da izbândă. Noi, robii săi, ne vom scula și vom citi. O, mulțumesc frumos, Joshua! Când împăratul Ahasveros a murit, fiul lui Artaxerxes a urcat pe tronul Persiei. Povestirea noastră din această săptămână s-a întâmplat pe vremea cât a fost el împărat. Unul dintre prietenii lui Artaxerxes era un evreu pe nume Ezra. Mulți ani Ezra se rugase și studiase Biblia. De ce? Haideți să ascultăm Ezra, capitolul 7, cu versetul 10. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Dumnezeu l-a ajutat pe Ezra să asculte de el și să devină un bun învățător ale legilor lui Dumnezeu și al istoriei israeliților. Datorită lui Ezra, mulți oameni au început să studieze ce scriseseră profeții lui Dumnezeu. Lui Artaxerxes îi plăcea de Ezra, iar uneori îi povestea despre planurile lui Dumnezeu pentru evrei. Într-o zi, Ezra i-a spus că Dumnezeu voia ca ei să se întoarcă în Iuda și să reconstruiască cetatea Ierusalim și a adăugat că el ar fi vrut să meargă cu ei și să îi ajute pe evrei să se instaleze acolo. Artaxerxes i-a scris o scrisoare lui Ezra în care, printre altele, a scris: ceea ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor, aceea să se facă cu mare grijă. Astfel că Ezra și mulți evrei au pornit spre Ierusalim. Când au ajuns în sfârșit, Ezra a aflat că mulți evrei care erau deja acolo nu ascultau de Dumnezeu. Unii bărbați se căsătoriseră cu femei care se închinau la idoli. Dumnezeu l-a ajutat pe Ezra să știe ce să facă în toate situațiile și după multe rugăciuni și eforturi mari, oamenii au ales să asculte iarăși de Dumnezeu. Mulți ani după aceea, Ezra a depus eforturi foarte mari să-i ajute pe evrei. Tu vrei să-L iubești și să îl asculți pe Dumnezeu? Și apoi să îi ajuți și pe alții să asculte de El, așa cum a făcut Ezra? Un bărbat, pe nume Neemia, lucra la curtea lui Artaxerxes, ca și Ezra era evreu. Artaxerxes a observat că Neemia era înțelept și își făcea foarte bine datoria. După o vreme, s-au împrietenit, dar chiar dacă muncea pentru împăratul Persiei, Neemia nu uita de Dumnezeu sau de evrei care locuiau foarte departe. Unde? În Iuda. Într-o zi, la mulți ani după ce Ezra se dusese în Iuda, a venit un mesager de la Ierusalim și a spus lui Neemia ce se întâmpla acolo. Zidul din prejurul Ierusalimului era dărâmat și porțile arse. Ce a făcut Neemia când a auzit asemenea vești? Haideți să ascultăm Neemia, capitolul 1, cu versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Neemia s-a rugat lui Dumnezeu și a mărturisit păcatele lui și pe cele ale poporului și l-a rugat pe Dumnezeu să îl ajute pe împărat să-i dea voie să meargă la Ierusalim să reconstruiască zidurile și porțile. Apoi a așteptat o ocazie bună să vorbească despre acest lucru cu împăratul și se ruga mereu. Au trecut săptămâni. Într-o zi, Neemia nu și-a putut ascunde supărarea, iar Artaxerxes a observat. Ce a spus el? Haideți să ascultăm Neemia, capitolul 2, cu versetul 2. Împăratul mi-a zis: pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav, nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică. Neemia i-a povestit despre zidurile dărâmate ale Ierusalimului, iar împăratul l-a întrebat: ce încerci să fac?
Venise în sfârșit ocazia pe care Neemia o ceruse de la Dumnezeu. Dar ce a făcut Neemia înainte să-i spună împăratului ce îi cere? Haideți să ascultăm versetul 4 din capitolul 2 din Neemia. Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor. Și noi ne putem ruga lui Dumnezeu oriunde ne-am afla? Ce credeți? Dumnezeu a auzit rugăciunea scurtă înălțată în gând de Neemia și l-a ajutat să-i răspundă împăratului Artaxerxes. Când i-a explicat că ar vrea să se întoarcă la Ierusalim, împăratul i-a dat voie și, în plus, i-a dat și tot ce avea nevoie pentru drum și pentru reconstruirea Ierusalimului. Când a ajuns la Ierusalim, Neemia nu le-a spus oamenilor de ce venise. Știa că erau prin apropiere dușmani care nu voiau ca evreii să ridice din nou Ierusalimul. Într-o noapte, Neemia a mers să vadă starea zidurilor, cetății și a porților care arseseră. Și-a dat seama că era nevoie de multă muncă, grea, ca să fie totul reparat. Dar știa că Dumnezeu avea să îl ajute. Ziua următoare, Neemia a stat de vorbă cu evreii. Haideți să ridicăm zidul Ierusalimului, le-a spus el. După care, le-a povestit cum îl ajutase Dumnezeu să primească permisiunea împăratului. Au fost oamenii de acord să îl ajute pe Neemia? Haideți să vedem ce găsim scris în Neemia, capitolul 2, cu versetul 18. Să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Când au auzit ce plănuiau evreii să facă, dușmanilor au râs. Cum să facă evreii o așa lucrare dificilă? Ei nu știau că Dumnezeu avea să îi ajute. Neemia le-a spus atunci, însuși Dumnezeul cerurilor ne va sprijini, așa că noi, slujitorii lui, ne vom ridica și vom construi zidul. Când Dumnezeu ne cere să facem un lucru, putem fi siguri că ne va și ajuta să-l facem? Imediat, evreii au început să repare zidul dărâmat al Ierusalimului. Au organizat foarte bine muncitorii și au pus câte un responsabil pentru fiecare parte a zidului. Împreună, au lucrat repede, reparând zidul și făcându-l rezistent din nou. Dușmanilor au râs, dar evreii nu s-au lăsat opriți din lucru. Cum toți munceau repede, zidul se ridica tot mai mult. Tot mai mult și tot mai mult! Când au văzut ce se întâmplă, dușmanilor s-au înfuriat. Apoi, au venit niște soldați care voiau să lupte cu evreii și să-i necăjească. Ce a făcut Neemia în această situație? Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Din acel moment, fiecare lucrător avea la el și unelte de construit și arme, iar Neemia a avut grijă ca niște soldați să păzească Ierusalimul toată ziua și toată noaptea. Jumătate dintre bărbați construiau zidul, jumătate stăteau prin apropiere, uitându-se atent după soldați inamici. Neemia se confrunta cu multe probleme. Ce credeți, nu-i așa? Se confrunta cu multe probleme. Poate că alții în locul lui s-ar fi oprit și ar fi zis, a, e prea greu, sunt prea multe probleme. Dar nu și Neemia. Greutățile păreau să îl ajute să se încreadă în Dumnezeu și mai mult și îl făcea să muncească și mai sârguincios. De fiecare dată când avea o problemă, Neemia îl întreba pe Dumnezeu ce să facă și Dumnezeu îl ajuta întotdeauna să-și dea seama ce e de făcut. Avea Neemia un obicei bun? E o idee bună să vorbim cu Dumnezeu despre orice? Erau trei bărbați care îi provocau lui Neemia multe probleme. Îi chema Sanbalat, Tobia și Geshem. Într-o zi au trimis lui Neemia un mesaj. Vine să ne întâlnim într-unul din satele noastre. Dumnezeu le-a ajutat pe Neemia să-și dea seama că acei oameni voiau să-i facă rău. A fost de acord Neemia să meargă să îi întâlnească? El le-a răspuns, am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp le-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul al înceta. De 4 ori aceștia i-au transmis lui Neemia același mesaj și de 4 ori Neemia le-a dat același răspuns. Nu se lăsa oprit din nimic din lucrarea pe care Dumnezeu i-o dăduse de făcut. Într-un sfârșit, Sanbalat i-a trimis lui Neemia o scrisoare în care îl acuza că nu se supunea împăratului Artaxerxes și că încerca să se proclame rege al Ierusalimului.
Nimic din ce spui tu nu-i adevărat, i-a transmis Neemia. Sanbalat inventa minciuni. Apoi, Sanbalat și Tobia au plătit pe cineva să-i spună lui Neemia că unii încercau să-l omoare. Acesta l-a implorat pe Neemia să se ascundă în templu, unde ar fi fost în siguranță. Din nou Dumnezeu l-a ajutat pe Neemia să știe ce are de făcut. Ce a spus el? Un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Neemia știa că atâta timp cât el făcea ceea ce-i ceruse Dumnezeu, Dumnezeu va avea grijă de el. Ar fi fost o greșeală din partea lui să fugă și să se ascundă când era atâta treabă de făcut. Când părinții te roagă să faci ceva, tu te străduiești să faci acel lucru până când ai terminat. Dușmanii lui Neemia au încercat de multe ori să oprească reconstruirea zidului Ierusalimului, dar Dumnezeu l-a ajutat pe Neemia. După câteva săptămâni, zidul și porțile erau terminate. Ce bucuroși și recunoscători erau evreii că Dumnezeu îi ajutase. Ezra, învățătorul legii lui Dumnezeu, era încă în Iuda, făcând tot posibilul să îi ajute pe evrei să fie credincioși lui Dumnezeu. Când tot poporul s-a adunat la Ierusalim, ce a citit în auzul tuturor Ezra? Neemia, capitolul 8, cu versetul 2 și 12. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea. Au citit în cartea legii lui Dumnezeu în fiecare zi din cea din tâi zi până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea 7 zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua a 8-a, cum este poruncit. Când l-au auzit pe Ezra citind din cartea legii, oamenii și-au regretat foarte mult păcatele comise. S-au pocăit și l-au rugat pe Dumnezeu să îi ierte și au promis că vor păzi legea lui Dumnezeu. Apoi, Neemia a trebuit să se întoarcă să lucreze în slujba împăratului Artaxerxes, dar din nefericire, după ce a plecat, câțiva evrei nu s-au ținut de promisiunea de a-L asculta pe Dumnezeu, s-au căsătorit cu femei păgâne și n-au păzit sabatul. Au ajuns chiar să-l lase pe Tobia, unul dintre cei mai mari dușmani, să locuiască într-o încăpere de la templu. Când s-a întors la Ierusalim și a văzut ce făceau evrei, Neemia s-a supărat foarte rău. A aruncat afară din templu lucrurile lui Tobia și i-a ajutat pe evrei să scape de păgânii care locuiau cu ei. Apoi, i-a învățat pe evrei cum să păzească sabatul. Ai vrea și tu să fii un bun lucrător, așa ca Neemia? Haideți să ascultăm întrebările pentru gândit. Ce-i plăcea lui Ezra cel mai mult să studieze? Avea nevoie Neemia să se roage mult? Tu ai nevoie să te rogi mult? S-a oprit Neemia din lucru să discute cu dușmanii sau să fugă să se ascundă? Face Satana tot posibilul să-i facă pe oamenii lui Dumnezeu să nu-L mai asculte pe Domnul? Poate Satana să oprească lucrarea lui Dumnezeu? Trebuia Neemia să se teamă când Dumnezeu avea grijă de el? Are Dumnezeu grijă de tine? E nevoie să te temi când asculți de Dumnezeu? Haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Doamne din cer, vreau să fiu un bun lucrător, așa ca Neemia. Mă ajut, te rog, să lucrez până când am terminat ce am de făcut. Și te rog, ajută-mă să ascult și de părinți. În numele lui Isus, amin. Fiți binecuvântați ca să fiți buni misionari pentru Isus. Domnul cu voi!